Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, campanie de sterilizare gratuită a câinilor. În ședința de la Mănăstirea Cașin s-a discutat despre taxa de salubritate. Cazul Miron Costin în atenția autorităților. O nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor a fost anunțată public chiar de către primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Prin aceste campanii susținute se încearcă stoparea numărului de câini din localitate. Veste bună, o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor se apropie cu pași repezi. La Onești de câțiva ani buni, locuitorii din municipiu își pot steriliza gratuit căței prin intermediul acestor campanii. Au fost momente în care cei interesați, dacă nu dispuneau de un mijloc auto prin care câinele să fie adus la adăpost pentru a fi sterilizat, se punea la dispoziție o mașină prin care acesta era transportat. Primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, anunță faptul că înscrierile pentru noua campanie de sterilizare gratuită a câinilor se poate face la numărul de telefon 0799 201408, iar campania propriu-zisă are loc în perioada 16-19 martie. Cei interesați trebuie să știe că în cadrul campaniei, pe lângă sterilizarea gratuită, câinii vor beneficia de vaccin antirabic, câinii sterilizați vor avea microchip și vor primi carnet de sănătate, dar și înscriere în REC. Noua campanie de sterilizare gratuită a câinilor este realizată cu sprijinul Rescue Dogs și DPP. De data aceasta vor fi prezenți cu suport atât IPJ Bacău, Biroul pentru Protecția Animalelor, dar și Poliția Locală Onești. Asociația Eu și Endometrioza organizează în Onești, dar și în câteva localități pe Valea Trotușului, evenimente de maxim interes pentru adolescenți și pentru cadrele didactice. Este vorba de lansarea filmului EndoDC, primul film de documentar despre endometrioză din România, dar și Endometrioza, ghidul adolescenților conștienți. Și a câta conferință despre endometrioza? Bună ziua, bine ați venit, mulțumesc că sunteți alături de noi. Cred că este a cincea lansare a ghidului dedicat adolescenților, ghidul despre endometrioză. Din ce am numărat, cam a cincea conferință este. Este așa un turneu maraton, ca să zicem așa, multe localități, multe interacțiuni. Cum reacționează tinerii? Surprinzător de bine, foarte emoționați, bineînțeles că nu au de unde să știe despre endometrioză, dar în momentul în care sunt în sală și încep să le povestesc despre această boală care afectează una din 10 femei din lume și mai mult de 75% dintre adolescente, sunt numai ochi și urechi, pun foarte multe întrebări la final și ne-au primit peste tot și mai ales aici la Onești de fiecare dată cu mare drag. Un dublu eveniment, este vorba de o lansare și de carte, un ghid practic al adolescenților conștienți și lansarea unui film. EndoDisei, primul film documentar despre endometrioză din România, care a avut premiera anul trecut pe 14 octombrie la București și de atunci suntem în turneu prin țară cu el. L-am lansat în noiembrie pentru prima oară la Onești și ieri, din nou, tot aici la Onești, ne-ați chemat, am venit cu drag. Am fost alături de voi și voi alături de noi și vă mulțumim. Dacă ar fi să zicem așa pe final de interviu, câteva sfaturi, câteva recomandări pentru cei care urmăresc să se pună în temă și de ce nu se afle ce este endometrioza, pentru că poate acum când vorbim despre această afecțiune, lumea nu știe sau nu are foarte multe informații. Este o boală care, așa cum spuneam, afectează foarte multe femei. La noi în țară sunt peste 500.000 deja diagnosticate. Nu ține cont de vârstă, poate să apară foarte devreme. Din acest motiv avem lansarea ghidului de endometrioză la adolescenți, că poate să apară odată cu prima menstruă. Nu se oprește nici după menopauză, deci interesează femeile de toate vârstele și presupune migrarea unui țesut asemănător celui care căptușește mucoasa uterină
în alte locuri prin corp și acolo unde se prinde de țesuturi, de organe, poate să creeze chisturi, nodule, aderențe și foarte, foarte multă durere. Endometrioza este una dintre principalele cauze ale infertilității feminine. Drept urmare, ne interesează pe toți pentru că poate să afecteze și adolescentele și este una dintre cauzele absenteismului școlar și abandonului școlar, din păcate. Afectează productivitatea muncii, relațiile de familie și toată viața unei femei. Exact. Câteva sfaturi pentru adolescente, pentru că sala deja se umple de adolescente și probabil că ar fi interesate, probabil o să le spune și în conferință. Vorbiți despre ce se întâmplă în corpul vostru, mai ales atunci când există dureri, când există dureri care nu mai trec cu niciun fel de medicație, când există flux abundent, tot felul de procese, simptome care vă produc disconfort. Nu vă opriți la primul refuz. Știu că de fiecare dată când spunem că ne doare, ne lovim de acele stereotipuri. E normal să ai dureri, așa a avut și mama, așa au avut și bunicile noastre. Nu este normal și stați pentru voi și sprijiniți-vă corpul vorbind și spunând părinților, medicilor, cadrelor școlare și tuturor celor care vă pot sprijini și ajuta. Sunt un ajutor de nădejde și voi fi și pe mai departe. Camelia sunt membru în asociație Eu și Endometrioza și ne bucurăm foarte mult că putem să ducem informația mai departe și considerăm că așa se educă noile generații și așa, cu pas cu pas, învățăm să schimbăm mentalități, pentru că de aici se pornește, de la vârstele mici, pentru a nu mai trece prin situațiile prin care am trecut noi. Cum reacționează adolescentele? Pentru că până la urmă această conferință lor le este adresată și probabil că sunt un pic rezervate, timide, cam care ar fi, să zicem, starea de spirit? Sunt la început rezervate, dar pe măsură ce le vorbim și le povestim și înțeleg o grămadă de lucruri, încep să pună întrebări și să se deschidă și să ne întrebe tot ce n-au întrebat probabil niciodată în viața lor și tot ce au vrut să întrebe și n-au avut curaj nici pe profesori să întrebe, nici pe părinți și probabil n-au avut sprijinul de care aveau nevoie. Să înțeleg că generația noastră, mă asum că suntem așa aproape de vârstă, generația noastră n-a avut toate informațiile la zi și e un soi de compensare. E un soi de compensare, într-adevăr, de la generația lor o să se schimbe lucrurile, pentru că toți cei care ne ascultă și ne aud o să ducă mai departe această poveste și această informație, nu o să rămână doar la ei. Practic. Exact, și asta ajută la cumva la schimbarea lucrurilor din acest punct de vedere. Un mesaj, dacă e pentru adolescente, de la suflet, pentru că în afară de informările, să zicem, de clar medical, un mesaj din suflet. Să se deschidă și să aibă curaj să privească față în față orice problemă consideră că au și să o spună, să ceară ajutor, să nu rămână singure în acea problemă, oricare ar fi acea problemă. De precizat este faptul că din turneul național fac parte următoarele orașe din zona Moldovei. Marți 7 februarie, de la orele 13, au fost la Centrul Cultural Ion Talianu din Târgu Ocna. Marți 7 februarie, de la orele 16, au fost la Școala Sanitară din Onești. Miercuri 8 februarie, de la orele 15:30, s-a desfășurat la Școala Sanitară din Bacău. Joi 9 februarie, la orele 10, la Colegiul Tehnic Petru Poni, iar vineri 10 februarie, de la orele 12, la Colegiul Tehnic Dimitrie Ghica Comănești. Cazul Miron Costin în atenția autorităților. Joi 2 februarie, la Prefectura Județului Bacău, a avut loc o conferință de presă susținută de Prefectul Județului Bacău, Lucian Bogdanel, de profesor Ana Maria Egarmin, șef al Inspectoratului Școlar Județean Bacău și inspector șef Măriuca Mariei, șef a Biroului pentru Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău, despre scandalul de proporții iscat într-o școală din municipiul Bacău, după ce pe 23 ianuarie un elev de 9 ani, fiul primarului comunei Vultureni, a fost serbat în timpul orelor cu tort, șampanie, 3 fotografi, cameramani și o cântăreață de muzică populară. Detalii în minutele următoare. La punctul 2 avem situația școlii de Miron Costin, da? Și a conducerii de acolo. Vreau să fac două scurte intervenții pentru a fi și mai clar în anumite aspecte pe care le-am văzut nedrept vehiculate și tendențios vehiculate în spațiu public în ultima perioadă. Părinții și tatăl
copilului căruia i s-a organizat acea petrecere în timpul orelor de curs la Miron Costin cu muzică populară și șampanie, este primarul de la Vultureni. Domnul primar de la Vultureni nu mai este membru sau în Partidul Social Democrat, el a fost dat afară în urma peripețiilor cu conducerea autoturismului său sub influența alcoolului. Dânsul nu mai este un social-democrat, iar cei care doresc să aducă atingere echipei social-democrate prin asocierea cu acest primar doar pentru a salva un politruc care în loc să fie director la școala Miron Costin e un fel de manechin care ține de urât în fotografii viceprimarului Miroșanu pe Facebook, se înșală amarnic în acest demers și nu vor avea niciun nicio realizare în demersul lor. În ședința din luna ianuarie, aleșii locale ai Comunei Dofteana au discutat despre proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe anul 2023. Primarul Comunei Dofteana, Ioan Bujor, a avut un punct de vedere tranșant vis-a-vis de acest proiect. Mai multe detalii urmăriți în minutele următoare. Deci, dacă îmi permiteți, mâine, data de 1 februarie 2023, un grup de 10 funcționari de la Primăria Comunei Dofteana vor merge poartă de poartă, bineînțeles pe cine găsește acasă, cu un tabel pe fiecare stradă, cu nume, prenume, da? Și numărul administrativ, numărul de la poartă. Este altceva. Ați lăsat acolo loc și pentru numărul de telefon? Da. Și vor împărți saci menageri, care avem la număr vreo 11.000-12.000 de saci, până în 12.000. Așa. Va primi fiecare familie care are rol, bineînțeles, câte 10 saci menageri. Pe culori, nu știu, diferite sunt. O parte galben, o parte negri, am primit o parte de la Adis și o parte sunt cumpărați de către Primăria Comunei Dofteana din anul 2022. Vă rog foarte mult, doamna viceprimar, deci să gestionați de așa natură cei care fac parte și fac ore în folosul comunității, mă refer cei care sunt condamnați. Cei cu dosare penale, cu dosare civile, inclusiv beneficiarii legii 416, problemele noastre din localitate, cel puțin pe timp de iarnă, sunt acele probleme. Colectarea selectivă a peturilor, care e o groază, a dozelor, știți de ce fel de doze, pachete de țigări și altele care sunt aruncate cel puțin pe marginea drumului și pe păraie. Oricât ne-am ținut noi, deci anul trecut am depășit 200 de tone și au venit și ieri de la cei care au colectat de la societăți comerciale, cât au venit vreo 6-7 tone, ne-au adus documente justificative, tot avem o penalitate de 200 de milioane, 20 de mii de lei în bani noi. Penalitate. Lucru pe care am achitat de vineri, joi sau vineri am achitat banii ăștia pentru că asta era ultima zi de achitat. Anul trecut nu am avut de dat nimic, dar ei ce fac? La fiecare an acum avem de colectat din gunoiul menajer, 40%, atât, dar 60% trebuie să fie colectat selectiv. Sticlă, peturi, fer, etică, etică. Nu am putut să ajungem la cât ne cerut ei în 2022, 60% din toată cantitatea de gunoi și am primit o penalitate de 20.000 de lei, 200 de milioane, care aceste 200 de milioane putem să facem ceva cu ei în primărie. Deci plătim ce? Plătim, gunoaiele sunt pe malul apelor, pe marginea drumurilor și mai dăm și o penalitate de 200 de milioane. În condițiile astea, vor primi prin dispoziția primarului, începând cu data de mâine, cine va fi acasă, vine mâine după amiază, vine poimâine, în curs săptămânii, toți primesc în zilele de colectare selectivă, după calendar, calendariți și care știți, toți cetățenii trebuie să scoată la poartă sacul respectiv de culoare respectivă, nu ce vrea el. În ultima zi a lunii ianuarie a avut loc ședința aleșilor locali din comuna Mănăstirea Cașil, în cadrul căreia s-a discutat amplu despre taxa de salubritate. Mai multe despre acest proiect urmăriți în minutele următoare. În decembrie 2022 am mai avut o discuție pe acest
subiect sensibil, salubritatea, subiect sensibil astăzi la nivelul întregului județ. Înainte de a veni dumneavoastră, o jumătate de oră, tocmai a plecat din biroul meu domnul director general de la DIS și cu domnul director adjunct. Chiar am avut niște discuții destul de elegante, în așa fel încât ne-am vărsat mai mult năduful, noi lor, ei nou, și fiecare a rămas cu ideile lui. Practic, l-am rugat să rămână la ședința cu dumneavoastră, pentru că n-am nicio problemă, dar măcar spuneți-ne o veste pe care aș putea o să o dau consilierilor, că astăzi se află în situația de a lua o hotărâre care nu-i deloc plăcută pentru nimeni dintre noi de aici și nici pentru cetățenii noștri. Din păcate, astea sunt vremurile și ne confruntăm cu mari probleme pe zona salubrității. Domnul viceprimarul a făcut o notă de fundamentare împreună cu cei de la DIS, așa cum v-am și povestit în decembrie că vom merge la DIS. Dumnealui împreună cu doamna Olaru de la taxe, pentru că sunt niște calcule destul de laborioase, să nu vă imaginați că le-am plătit acolo pur și simplu. Va din potrivă. Am luat cantități, prețuri, ce am plătit și a ieșit o schemă de calcul care vă va explica domnul viceprimar. Deci, pentru anul 2023, taxa de salubritate se va stabili respectând sau aplicând principiul plătești cât arunci. Este un principiu stabilit prin UG92/2021 și anume că este un instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor. Totodată, prin articolul 4 aliniatul 8 din Legea Serviciului de Salubrizare a Localităților, numărul 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, se dispune tarifele distincte pentru activitățile desfășurate de operatori se aprobă în lei per tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează și se aprobă în lei per persoană per lună pentru utilizatorii casnici și lei per tonă pentru cei non-casnici. La stabilirea taxei de salubritate se va ține cont de acest SR, de un standard, SR 13400/2016. Salubrizarea localităților deșeuri urbane, prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport. În stabilirea acestei taxe, de ce vorbeam și la ședința anterioară, este un pic mai simplă decât stabilirea prețului la energie sau formulei. Atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici, se va lua în calcul media cantităților de deșeuri municipale generate, cantitate rezultate din rapoartele transmise de către Rombrest pe anul 2022, media tarifului variabil V1 și V2 pe anul 2021, din care V1 reprezintă colectare și transport în zona Rombrest, și V2 este operare instalației COSUD, stația de sortare de lângă Caron, de lângă Termen. V1 are o valoare de 458 lei per tonă, V2 are o valoare de 224 lei per tonă. Rezultă un total de 682 de lei per tonă. După ce se stabilește valoarea, s-a ajuns la această valoare de 682 de lei, se mai adaugă un cec. Cei care înseamnă contribuție la economia circulară, care este de 80 de lei per tonă. Ei, la ADIS, așa ca o paranteză, am stat o jumătate de oră ca să reușim că și cecul acesta este cec 1 și cec 2. Cec 1 este pe
menajer, cei doi este pe reciclare. Se calculează, este o formulă foarte simplă. Cantitatea de deșeuri rezultată în anul 2022 și care va fi luată în considerare la calculul taxei de salubritate atât pentru utilizatorii casnici, este de 471,455 tone. Scrieți domnul Alda? Da, nu mai știu ca să... Iar pentru cei non-casnici este de 157,205 tone, rezultând un total de 628,66 tone. Este menajerul care s-a colectat în anul 2022 de la noi din comună. Cecul, contribuția la economia circulară, se va calcula la o cantitate de deșeuri în cuantum de 698,597 de tone, cantitate rezultată din cumulul cantităților de deșeuri menajere și reciclabile colectate la nivelul ATM Mănăstirea Cașii în anul 2022, respectiv 628,66 tone deșeuri menajere, 67,67 tone deșeuri reciclabile, 2,26 tone deșeuri voluminoase și 0,07 tone de euri electronice, electrocasnice. Astfel, este o valoare a CEC pentru utilizatorii casnici de 1 leu pe persoană pe lună, iar pentru cei non-casnici de 9 lei pe persoană juridică pe lună. Deci, la valoarea taxei de salubritate, se adaugă acest leu pentru persoanele fizice și 9 lei pentru persoane juridice. Care se vedeți că în plus și care nu se de aici. E o taxă. Rezultă că taxa pentru persoanele fizice, pentru utilizatorii casnici, cum este în lege, este de, pentru 2023, rezultatul este de 8,5 lei pe persoană, pe lună, inclusiv ce. Iar taxa de salubritate pentru persoanele juridice, utilizatorii non-casnici, rezultată pentru anul 2023, este de 691 de lei per tonă. Deci asta trebuie așa trebuie aprobată în hotărârea de Consiliu. Pe cum facem dezbatere? Deputatul Mircea Fechet, insule ecologice digitalizate prin PNRR pentru municipiile Bacău, Dărmănești, Comănești, Moinești și Slănii Moldova. Mircea Fechet, deputatul PNL, a anunțat că vor fi realizate insule ecologice digitalizate prin PNRR pentru municipiile Bacău, Dărmănești, Comănești, Moinești și Slănii Moldova. În urmă cu câteva luni anunțam că guvernul Ciuc a lansat prima sesiune de atragere de fonduri prin care autoritățile locale pot beneficia de fonduri europene pentru construirea de sisteme moderne pentru colectarea selectivă a deșeurilor la nivelul comunităților. Astăzi m-am bucurat să regăsesc pe lista de la Ministerul Mediului 5 primării din județul Bacău, dintre care 4 administrații liberale. Pentru primarii PNL, atragerea de fonduri pentru investiții este o componentă deosebit de importantă și acest lucru se vede în gradul de modernizare a localităților pe care le administrează, a mai declarat deputatul PNL Mircea Fechet. Marți 13 decembrie a fost depus un proiect de lege de către deputații PNL de Bacău Cătălina Ciofu, Elena Hărătău, Mircea Fechet și senatorul PNL Daniel Fenechiu, un proiect de lege pentru reducerea vârstei de pensionare cu 2 ani pentru persoanele din zonele afectate. Am depus astăzi o inițiativă legislativă alături de colegii parlamentari Elena Hărătău, Mircea Fechet și Daniel Fenechiu pentru reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani la persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în Comănești pe o rază de 8 km în jurul localității. Reducerea se va face fără penalizarea prevăzută la linia 4 din legea numărul 263 pe 2010, privind sistemul unitar de pensii publice ca urmare a poluării remanente de care au suferit. În minele din Comănești în 1940, când tehnologiile erau tot mai avansate, a lucrat zilnic în praf, uneori chiar în apă până la brâu, în fumul toxic al locomotivelor ce asigurau transportul cărbunelui din subteran și
și cu riscul surpărilor, a însemnat pentru mineri condiții grele de muncă. Condițiile de muncă și-au pus cuvântul asupra stării de sănătate pentru majoritatea minerilor. Aceștia au suferit de diferite boli după ani munciți în subteran, boli de plămâni, astm, reumatism, boli ale articulațiilor. În anul 1954 a fost construită termocentrala Comânești cu o putere de 25 de MW, fapt ce a permis mărirea capacității de aprovizionare cu energie electrică și agent termic folosit de consumatori industriali și casnici din zonă și din împrejurimi. Un lucru benefic, de altfel, pentru dezvoltarea industriei, dar și în același timp poluarea și-a pus amprenta pe toată Valea Muntelui. Noxele emanate din arderea cărbunelui, praful rezidual ce ieșeau zilnic pe coșul termocentralei, sterilul rezultat din arderea cărbunelui care era depozitat în zonă, au afectat sănătatea multor generații de comăneșteni. Ca un exemplu concret, iarna la Comănești zăpada nu era albă. Aici zăpada devenea gri în câteva minute, la fel și rufele gospodinelor întinse la uscat. Este greu de imaginat cum arată plămânii locuitorilor zonei care au fost expuși la această poluare. Am încredere că inițiativa va fi susținută și de forul legislativ, a transmis deputat Cătălina Ciofu în informarea de presă. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Joi, 9 februarie, cerul va fi în cea mai mare parte senin. Mercurul în termometre nu trece de minus 1 grad Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 16 grade Celsius. Vineri, 10 februarie, vremea se mai încălzește. Cerul va fi în cea mai mare parte senin. Mercurul în termometre ajunge până la 2 grade Celsius pe timpul zilei, iar minima pe timpul nopții coboară până la minus 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.